El tot timpul a fost de partea adevărului. Pentru aceasta a fost declarat persoana non grata la președinție. S-au intentat dosare de milioane pentru a-l intimida. Familia sa a fost persecutată, dar a reușit să reziste pentru că tot timpul a știut. Puterea e în adevăr și va veni o zi când adevărul va triumfa. 30 octombrie 2016 este ziua în care adevărul va învinge, iar puterea va fi întoarsă poporului. Dumitru Ciubașenko și partidul nostru vor întoarce puterea poporului.